Bun găsit la BIU Info. Sunt Sabina Ionsub. Parlamentul European lucrează săptămâna aceasta la Bruxelles în comisiile de specialitate. Comisia de Muncă și Afaceri Sociale a dezvăzut o problemă extrem de actuală și dificil de rezolvat, cea a sărăciei și excluziunii sociale. Un studiu a fost prezentat în fața membrilor comisiei care să ajute la această luptă, inclusiv prin schemele devenit minim. Comisia de Cultură și Educație a abordat în ședința din această săptămână rolul educației, culturii, a media și sportului în lupta împotriva rasismului. Comisia Economică și de Afaceri Monetare a avut o audiere publică pe tema consecințelor pandemiei asupra femeilor și despre cum recuperarea poate fi construită astfel încât să protejeze femeile și să promoveze egalitatea de gen. Comisia de Dezvoltare a analizat în ședința din această săptămână felul în care sunt persecutate minoritățile în baza credinței sau a religiei. Totodată, europarlamentarii din această comisie au discutat și despre felul în care poate fi rezolvată problema foametei și a malnutriției în țările în curs de dezvoltare. Ne revedem miercurea viitoare la BU Info cu noi informații.